toată lumea vrea să afle de la noi cum era tata, ce îi plăcea să facă, cum era dincolo de viața publică. Eu cred că în momentul în care a murit, a fost ca o eliberare pentru el. Nu știu, întotdeauna am avut o viață atipică, să spun. Noi am avut gardă de corp întotdeauna, niciodată nu eram singure. Și am resimțit chestia asta. Eu mi-am auzit și, nu știu, ești fica lui Vadim, la mine nu treci clasa. Țin minte și acum că am primit la fizică 100 de probleme de făcut de pe zi pe alta pentru că eram fica lui Vadim. Sau, de exemplu, îmi luam în clasa a doua, îmi luam rigle pe palmă, tot pentru că eram fica lui Vadim. Nu vreți să știți când auzi că fica lui e bătută la palme. După aceea n-a mai fost, acea profesoară n-a mai fost în școală. Când a murit tata, de exemplu, eu aveam 25 de ani, mi-a dat seama că eu nu știu să mă descurc singură. V-ați gândit că poate e o formă lui de control exagerat? Da, ne-a supraprotejat. Tata nu ne-a pregătit pentru chestia asta. El era în universul lui, pe care și-l crease sus la etaj. Deci universul lui în care nici măcar mama nu putea să intre. Nu, decât atunci când el îi permitea să intre. El, de exemplu, nu știu, venea seara la 10 acasă, mânca, după aia se punea la televizor, după aia se punea și lucra. Și mama stătea după el toată noaptea. Nu i-a fost greu să trăiască în atâtea reguli, să facă atât de multe pentru el? An la rând, se ducea la el la mormânt și îl întreba de ce ai plecat? De ce tata ne-a făcut asta? Banii au început să nu mai vină și că problemele financiare au început să apară. Într-adevăr, din 2008, de când el n-a mai intrat în Parlamentul României, tata niciodată nu a strâns un leu. Și în momentul în care n-a mai intrat în Parlamentul României, noi eram pe zero. În momentul în care el a murit, aveam la tipografie o datorie de 50.000 de lei. Eu nu știam de ea. Dar nu știa nimeni. Când ați început voi, ca familie, să înțelegeți că ceva, din punct de vedere al sănătății, se întâmplă cu tata? Știu că a stat o lună, a stat închis la el în cameră. Și a zis, cum a intrat în moarte cerebrală? Că tot ceea ce stocase creierul lui nu mai e? Și a zis, dacă va supraviețui, va rămâne o legumă. Cine a zis, știți, ne pare rău, dar nu am mai putut să mai facem nimic. Sunt foarte puține persoane în țara asta care rămân pe vecie în mentalul nostru colectiv, pe care l-ai văzut o singură dată și pur și simplu nu le poți uita. Dacă pentru noi este greu, imaginați-vă ce înseamnă pentru familie. În momentul în care spui Corneliu Vadim Tudor, este foarte clar că știi de unde să-l iei. Ai o referință. Toată lumea îl știe, toată lumea îl recunoaște în aparițiile nenumărate de la televizor. Îl iubești sau nu, dar este clar că nu ți-a fost indiferent. O avem pe canapeaua de la oglindă pe fiica cea mare, pe Lidia. Vrem să-l cunoaștem cumva din intimitate pe cel care pe noi cumva ne-a impresionat. De asta spuneam că trebuie să fie mult mai greu pentru voi, pentru familie, dacă pentru noi a creat o asemenea umbră în viața noastră. Presupun că pentru voi a fost întotdeauna ca o lumină. Cred că a fost o lumină pentru orice om care l-a cunoscut sau care l-a apreciat, chiar și pentru cei care l-au contestat. Nu cred că tata a fost niciodată o umbră pentru nimeni, pentru că era o personalitate atât de puternică încât lumina și acapara orice spațiu în care intra și orice domeniu în care se implica. Și cred că asta o să fie pentru mine și pentru familia mea, nu știu, o misiune de o viață. Toată lumea vrea să afle de la noi cum era tata, ce îi plăcea să facă, cum era dincolo de viața publică. Și fac asta cu mare plăcere chiar și după 8 ani de la moartea lui. Asta vreau să întreb la început de interviu, Lidia. Obosești vreodată? Te obosește întrebarea? Nu, niciodată. Pentru că îmi face mare plăcere să văd că încă există oameni interesați de personalitatea lui, de activitatea lui, că încă este atât de actual și că
contrar așteptărilor, foarte mulți tineri, care poate când el a murit erau copii sau poate că nici măcar nu l-au văzut vreodată în viață și acum văd cu el un filmuleț pe TikTok sau pe rețelele sociale, sunt interesați și le atrage atenția. Ia uite, domne, a fost un om care spunea asta sau făcea asta sau, nu știu, poate l-apreciază pentru activitatea lui politică, poate pentru poezii, poate pentru textele scrise, nu știu, poate pentru aparițiile mai colorate, să spun. Dar mă bucură faptul ăsta că oamenii încă sunt interesați de el și că primesc cu... N-am întâlnit până acum pe nimeni care să se apropie de mine și nici de familia mea cu altceva decât cu bucurie sau cu interes. Adică voi, cele trei femei care ați rămas în urma lui Corneliu Vadim Tudor, cumva voi trei v-ați asumat rolul de a rămâne în umbra personalității lui și dincolo de dispariția lui. Nu e deranjant? Nu, absolut deloc. Nu. Nu, și facem asta cu mândrie, pentru că fiecare dintre noi are o viață personală, un parcurs, nu știu, preferințe, activități, dar numele și misiunea pe care o avem ne rămâne pentru toată viața și tot ceea ce facem în ochii publicului sau în lumina publică, facem ca pentru el și ca el să fie mândru, ca memoria lui să nu se stingă niciodată. Îți e dor de el, Lidia? Da, mi-este foarte dor. Mi-este normal și noi încă, nu știu, încă interacționăm ca și cum el ar fi printre noi. Adică ne închipuim tot timpul cum ar fi fost, dacă era, ce ar fi spus în cutare situație, cum ar fi reacționat, cum ar fi procedat el în anumite situații. Ne aducem aminte de vacanțe, de momentele petrecute cu el. Îl păstrăm în continuare viu. Chiar dacă nu mai este ca la început. Adică la început am greșit mult pentru că am senzația că nu l-am lăsat să se odihnească. Adică eram atât de legat de el și de amintirea lui și de supărate pentru că a plecat atât de brusc, încât simt că i-am făcut un rău. Ce înseamnă conceptul? Explică-mi-l. Nu l-am lăsat să se odihnească. În momentul în care tata a murit, era foarte apăsat de probleme, de, nu știu, de viața grea pe care o avusese, de tot vârtejul ăsta în care a fost implicat, toată viața politică, a fost 16 ani în politică și apoi după aceea tot în politica europeană a rămas. Până în ultima clipă el a fost implicat în chestia asta, în problemele țării, în problemele oamenilor cu care se întâlnea. Tot timpul se consuma. Și eu cred că în momentul în care a murit, a fost ca o eliberare pentru el. Adică, nu știu, pur și simplu s-a odihnit. Și am simțit chestia asta și am știut asta de prima oară de când l-am visat. Eu am știut că el e bine acolo unde e, că nu trebuie să-mi fac griji pentru el, că n-a murit, nu știu, chinuit sau că nu a murit gândindu-se oare cum o să facem, cum o să ne descurcăm. Nu, el a murit liniștit, știind că noi o să ne descurcăm, că el ne va veghea de acolo de sus, eu sunt conștientă de chestia asta. Și am învățat cu timpul să acceptăm. Noi în primii ani, în primul an cel puțin, mergeam zilnic la cimitir. În prima vacanță în care am mers, am avut niște mustrări de conștiință groaznice. Mă gândeam cum putem noi să plecăm și să-l lăsăm pe el aici. Adică era ceva inadmisibil. Noi niciodată n-am plecat în vacanță fără el. Pe scurt, nu prea știați să trăiți fără el. Nu, nu am știut deloc să trăim fără el. Habar n-am avut. Nu știam. Ca să înțeleagă oamenii de acasă de ce nu știa să trăiți fără el, ar trebui să înțeleagă cum a început viața voastră alături de el. Noi avem această oglindă aici. Oglinda în care te vezi și tu. În spatele meu. Da. În această oglindă, noi putem să proiectăm vieți. Inclusiv această viață fantastică pe care tu și Jenny, dar și mama, ați avut-o alături de tată.
Voi ați avut o copilărie atipică pe care alți copii nu au avut-o. Tu cum ți-ai caracterizat copilăria, văzându-o acum în reflexia acestei oglinzi? Am avut o copilărie foarte fericită. Foarte fericită. Tata, dar specială? A fost specială pentru că tata a fost persoană publică încă de când eu m-am născut. Adică eu m-am născut în 90 și tata din 91 a intrat în politică. Deci eu nu îl știu pe tata altfel decât persoană publică. Eu nu îl știu pe tata altfel decât făcând poze cu oamenii pe stradă, dând autografe, sacrificând vacanțe sau timp cu noi pentru a apărea la televizor, pentru a merge la muncă, pentru a fi în lumina reflectoarelor. Doar așa l-am cunoscut pe tata, eu așa îl știu. Dar cu toate astea am avut o copilărie foarte fericită pentru că tata întotdeauna ne-a oferit tot ceea ce el a considerat că avem nevoie. Și aici mă refer în principal la călătoriile pe care le-am avut. Tata niciodată nu a fost adeptul călătoriilor de relaxare, de exemplu. Noi mergeam și vizitam lucruri. Tata a încercat să ne ofere și să ne lase un bagaj cultural pe care și noi probabil să-l lăsăm mai departe. Nu-l știu pe tata altfel decât să muncească în vacanțe. Nu-l știu pe tata altfel decât să răspundă cu bucurie oamenilor cu care se întâlnea. Ca și paranteză, mama voastră v-a spus cum era tata înainte? Da, da, ne-a spus, da. Tot timpul ne povestește și acum ne povestește cum era tata înainte. Era un om simplu? Cum era? Era un om simplu prin prisma faptului că nu era persoană publică. Tata era ziarist și asta era, nu știu, era singura diferență. Dar tot timpul ne spune despre tata că chiar și înainte de anii 90, că să spunem că ăsta a fost un punct de referință, anul 1990, înainte de 1990, tata era, deși nu era în lumina reflectoarelor, era un om la fel de puternic și un om la fel de, nu știu cum să zic, nu acaparator, dar tata era genul de om care... Magnetic? E magnetic, da, exact. Exact. La fel era și înainte. De exemplu, bunica mea, mama lui tata, a știut încă de când era însărcinată cu el că tata o să fie un geniu. Și eu nu mă feresc să spun că tata a fost un geniu. Adică nu cred că în privința asta trebuie să am vreun soi de modestie. Pentru că până la urmă nu vorbesc despre mine, vorbesc despre el și lumea știe chestia asta. Adică este ceva ce știm cu toții. Și nu cred că un om atât de inteligent și cu o intuiție atât de puternică și chiar și cu o pregătire atât de, nu știu, de amănunțită și de detaliată, mai ales în istorie, ar putea fi altfel. Eu nu cred că tata vreodată ar fi putut să fie altfel decât magnetic, cum spui tu. Ne întoarcem în casa copilăriei tale. Unde ai copilărit? În aceeași casă în care locuim și acum. Acolo s-au mutat părinții mei înainte de a mă naște eu cu câteva luni. Acolo am copilărit. Și în vacanțele pe care le făceam la Poiana Brașov. Cu toată familia noastră. Vorbind cu copiii de la școală, ți-ai dat seama dacă lucrurile de la tine de acasă sunt identice cu cele care se întâmplă în celelalte familii, de exemplu? Vorbind despre lucrurile care se întâmplă acasă, ca relație tată-fică, da. Pentru că tata se ocupa de noi, ne uitam împreună la televizor, ne citea povești. Întotdeauna când aveam nevoie de ajutor la teme, ne ajuta. Tata a fost un om ca oricare alt tată în acest raport de relație tată-fică, doar că a fost persoană publică. Și atunci aici s-a produs, nu știu, se produce ruptura față de alte familii. Pentru că, de exemplu, părinții colegilor mei, nu știu, plecau dimineața la muncă, se întorceau seara. Tata nu era așa. Tata pleca în delegații,
stătea la Senat până noaptea târziu sau la revistă, apoi a mai scos încă o revistă și timpul cu noi s-a scurtat și vacanțele oarecum erau tot de lucru sau în interes de muncă. Aici s-a produs această deosebire între noi și celelalte familii, să spun. Plus că noi am avut, nu știu, întotdeauna am avut o viață atipică, să spun. Noi am avut gardă de corp întotdeauna, niciodată nu eram singure. Am fost în atenția presei de foarte multe ori și am resimțit chestia asta. Plus numele. Adică la școală, de exemplu, nu era același lucru, mai ales pentru cei care nu îl plăceau pe tata. Nu era la fel un copil Popescu cu un copil Vadim. Adică am avut și de suferit. Mult. Anii 90 sunt niște ani complicați în care numele Vadim Tudor era încărcat foarte puternic. Tatăl tău era extrem, extrem de virulent în perioada aia. Când te referi la faptul că era greu să porți numele și reacțiile pe care le stârnea numele în jurul tău, aș vrea puțin să vorbim despre acest topic. Îmi poți spune în detalii ce se întâmpla cu copiii din jurul tău? Dar problema impactul era, negativ? Impactul negativ venea mai ales din partea profesorilor. În unele cazuri, că n-am întâlnit, n-au fost multe cazuri. Au fost în școala generală, de exemplu. Când s-a întâmplat, eu mi-am auzit și, nu știu, ești fica lui Vadim, la mine nu treci clasa. Sau, nu știu, am primit, de exemplu, țin minte și acum că am primit la fizică 100 de probleme de făcut de pe zi pe alta pentru că eram fica lui Vadim. Și eu ce pot să zic? Sau, de exemplu, îmi luam în clasa a doua, îmi luam rigle pe palmă, tot pentru că eram fica lui Vadim. Și știu că a venit tata cu mine la școală și nu mai vreau să mai intru la ora de religie. Și a venit tata după mine. Și cu el am intrat. Și care a fost reacția tatălui? Oh, nu vreți să știți. Nu vreți să știți când a auzit că fica lui e bătută la palme. A venit cu mine și... Nu știu, cred că după aceea... Pentru că și alți copii pățeau asta. După aceea n-a mai fost. Acea profesoară n-a mai fost în școală. Na, s-a mai întâmplat, s-a mai implicat tata și în liceu, de exemplu. Se uita pe programa noastră școlară și vedea ce învățăm. La română, la istorie. Copiii, da, de clasa a 9-a, 10-a, cum e posibil să înveți așa ceva? Și vorbea la minister, scoateți asta din programă. În punctul ăsta de vedere era foarte bine, într-adevăr. Adică eu, fără să vreau, prin numele pe care l-am purtat, am făcut un bine, poate. Dar unii nu au văzut așa. Adică sunt mulți oameni care au încercat să se răzbune pe noi pentru niște antipatii care erau gratuite, cred eu. Pentru că niciunul nu interacționase cu tata sau nu avusese nimic de a face cu el. Dar pentru un copil mic de școală, faptul că aveați șofer, aveați gardă de corp, n-a fost prea mult? Inițial nu, pentru că nu ne dădeam seama. Noi nu știam să... Adică nu știam că poate fi și altfel sau cum se descurcă, de exemplu, copiii care vin singuri la școală. Noi nu știam. Noi ne duceam, oricum aveam școala aproape, treceam strada și mergeam cu bodyguard după noi. Și era bine că ne simțeam protejate și tata ne explica, ne spunea că, uite, e bine pentru că eu am mulți oameni care nu mă plac și mi-e frică că o să vi se întâmple ceva rău. Am aflat odată și că a primit amenințări în legătură cu noi. Și înțelegeam asta și am acceptat. În adolescență a fost mai greu. Că atunci, da, poate că îți dorești tu să mai ieși cu prietenii și să fii singură. Sau poate că îți dorești pur și simplu să fii singură, nu să ieși cu cineva. Și atunci, da, am resimțit puțin, dar am înțeles că ce a făcut, a făcut pentru binele nostru. Dar, când a murit tata, de exemplu, eu aveam 25 de ani, mi-a dat seama că eu nu știu să mă descurc singură. Păi că habar n-aveam, eu nu știam ce să fac eu în viață și cum să fac să mă descurc singură. Cum să mă întrețin, cum să fac față problemelor. Tata întotdeauna a stat în fața noastră ca un paravan. De noi nu s-a lovit nimic. Și nu știam să fac chestia asta. N-am mai avut nici bodyguard, nici șofer. Am să înțelege că am fost vreodată fițoase sau că... Nu! Pur și simplu asta a fost viața pe care am trăit-o și așa a înțeles tata să ne protejeze și bine a făcut. Bine a făcut, chiar dacă ne-am maturizat forțat la moartea lui. Stai că trebuie să mă descurc singură, nu știu, să iau un taxi sau să iau un metrou, să mă duc în cutare loc. Adică mă simțeam un pic așa. Nu folosiți metrou până atunci? Nu, niciodată, nu. Decât că
mersesem în copilărie cu cineva, ne dusese cu metrou ca să venim și noi cu metrou. Atâta tot. Dar și ce frumos în chestia asta, că deși am fost atât de protejate și am dus o viață atipică față de cea a altor copii, niciodată noi nu am fost copii de bangata sau n-am avut fițe sau n-am avut figuri sau n-am avut nu știu ce lucruri scumpe sau n-am dus o viață de huzur. Nu, noi am fost două fete cu picioarele pe pământ, aveam ce aveau și ceilalți copii și ne era bine, nu știam să cerem nu știu ce chestii, avioane, nu știu, habar n-am, nu, și dacă vreodată se întâmpla să cerem sau să spunem, uite, ăla are nu știu ce telefon. Și tata zicea așa, și nu e momentul pentru tine. O să-l ai când o să mai crești. Sau... Nici măcar el nu avea. Da, nu, tata avea un telefon, dar nu era adeptul tehnologiei deloc. Nu. Dar ne-a oferit întotdeauna tot ce ne-am dorit, adică n-am dus lipsă de nimic. Dar vreau să te întreb, atunci când erați adolescente, v-ați gândit că poate e o formă a lui de control exagerat? Că poate el își dorește să știe ce faceți voi? Că poate nu este un pericol iminent ce se întâmplă cu viața voastră? Nu a existat niciodată un soi din ăsta de revoltă personală, cel puțin tu, care erai mare, ai avut 17-18 ani la un moment dat, ți-ai fi dorit probabil să faci lucruri. Nu a existat un soi de rebeliune față de tata? Nu, nu, niciodată. Nu ți-ai permis genul ăsta de discuție cu el? Nu, niciodată. Adică noi întotdeauna am avut un mare respect pentru tata și niciodată nu puteam să mergem la el să-i spunem, adică nu mi-aș fi permis să mă duc la tata să-i spun, auzi, eu vreau să nu știu ce, ia mai lasă-mă tu. Doamne ferește, nu. Și nu pentru că ar fi reacționat negativ. Dar? Pentru că, nu știu, este... Nu știu, cred că așa ar trebui fiecare părinte să-și crească copilul cu un soi de limită peste care copilul să nu treacă. Cred că ăsta este respectul față de părintele tău. Să înțelegi că părintele tău, în deciziile pe care le ia față de tine, dacă ție ți-e bine, că până la urmă nouă ne era bine, da, într-adevăr, poate doream să ieșim și noi singure sau așa, dar tata întotdeauna a vrut ce mai bine pentru noi. Și oricum, soiul ăsta de, nu știu, de libertate o găseam la mama. Adică dacă îi spuneam, mamei, uite, mamă, vreau și o să mă duc, sâmbătă seara mă duc nu știu unde. Și vă lăsa? Da. Dar tot cu garda de corp. Tot cu garda de corp, dar mai la distanță. Adică aveam soiul ăsta de libertate. Nu stătea nimeni în sufletul nostru să ne controleze mișcările sau să-i raporteze lui tata ce facem. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar nu. Totuși restul nu se simțeau cumva stingheri când voi apăreați cu găzile de corp după voi undeva? S-ar putea să se fi simțit. S-ar putea să se fi simțit, dar... Nu, adică nici nu mi-au spus vreodată. Și nici eu nu am fost... Adică, și nici gărzile noastre de corp nu au fost persoane intruzive să se bage, să stea cu noi sau... Nu! Au stat la o distanță rezonabilă cât să știe că noi suntem în siguranță. Există cumva impresia cumva, și vreau să te întreb și să mă corectez dacă nu e așa, că poate să fie pericolul unor copii crescuți ca niște privighetori în cuști de aur. Și vreau să te întreb dacă e așa, unu, și doi, dacă va permis sistemul ăsta de protecție excesivă să aveți un anturaj de prietene, de exemplu. Da. Noi am fost tot timpul fete foarte sociabile și am avut prieteni tot timpul și în școala generală și în liceu și extra. Deci niciodată nu s-a întâmplat pentru că, ți-am spus, soiul ăsta de protecție era la o distanță rezonabilă cât să avem și intimitatea noastră și să putem să ne facem și prieteni și, adică, nu, să nu-și închipuie nimeni, că nu știu, mergeam la o cafea sau undeva și stătea garda de corp în spatele nostru. Nu se întâmpla chestia asta. Dar referitor la ce ai spus, da, pericolul ăsta ne-a atins și pe noi, pentru că tata ne-a protejat excesiv, mai ales de, nu știu, în privința asta a modului în care poți să faci față unor probleme. Tata întotdeauna le rezolva pe toate. Și tata era paravanul nostru. Nimic nu ne atingea. Și în momentul în care el a murit, a venit un val atât de puternic peste noi, încât n-a știut cum să-i facem față. Adică, nici acum, când mă gândesc, nu știu cum am putut să fac față. Ca să nu mai zic de mama și de sormea. Deci nu știu efectiv. Pur și simplu au venit peste noi și parcă ne-au înnecat. Dar acum când mă uit în urmă, îmi dau seama că tot timpul am stat la suprafață. Pentru că tata
Da, ne-a supraprotejat. Și asta a fost un, nu știu, nu, n-a fost un defect și nici o greșeală, dar a fost probabil, nu știu, un minus, să zic. Trebuia cumva să ne și pregătească pentru viață. Că trebuia să se gândească puțin și că o să vină vremea în care el nu o să mai fie. Sau poate mama nu o să mai fie. Și noi ce o să facem? Tata nu ne-a pregătit pentru chestia asta. Și el a plecat și noi am rămas din secunda în care, deci din seara în care el a murit și noi am ieșit pe poarta spitalului și am văzut avalanșa aceea de presă pe care eu nu mai văzusem în viața mea. Deci erau oameni și la noi acasă, noi nu puteam să intrăm pe stradă de presă. Și eu ziceam, ce se întâmplă? Care-i faza? Ce se întâmplă? Și ce fac eu în situația asta? Și m-am trezit a doua zi dimineață că trebuie să mă duc la morgă după tata și presa era după mine. Și eu nu știam ce se întâmplă, eu nu știam cum trebuie să reacționez, eu nu știam ce trebuie să le spun. Nici măcar nu știam dacă trebuie să spun ceva. Habar n-aveam. Și m-am trezit la biserică, tot așa a doua zi, cu mii de oameni. Mii de oameni erau. Dar eu nu știam ce trebuie să fac. Cum faci față unui asemenea moment? Nu știu, și când au murit persoane din familie. Nu pot să zic că mama sau tata au lăsat să fim atât de afectate, adică sau să ne lovească atât de rău. Ne-au lăsat să ne păstrăm copilăria și să ne dăm seama că suntem copii și că trebuie să ne trăim viața și că sunt evenimente care se întâmplă în viață. Când a murit tata, nu. Ne-au lovit totul din plin. Eu te întreb despre această protecție în altă cheie. Lumea îl cunoaște pe Vadim Tudor de la televizor. Eu îl știu cumva și din viața privată. Lumea îl știe acest om furios, cerând dreptate și cumva își fac impresia că el când intra pe ușa acasă și vă vedea, începea să se comporte la fel. A, nu, nici gând, nu. Nu, nicio treabă, nu. Nu, tata acasă era un om foarte calm. Avea tabieturile lui, rutina lui. Care era rutina? Cum era în casă? Aș vrea să vorbim un pic despre el, cum era în casă. Adu-ți aminte. Spune-ne un pic. Cum era chimia voastră de familie? Unde ești tu? Unde e sora ta, Jenny? Unde e tata? Unde e mama? Deci noi eram un sistem interconectat și niciunul nu putea să funcționeze fără celălalt. Așa eram, nu știu, așa funcționam. Povestește-ne un pic, adică, cum funcționa familia ta până să moară tata. Să zicem, în zilele sau în perioadele în care tata era acasă și nu muncea. Nu știu, tata avea tabieturile lui la el sus în birou și în dormitor și noi ne făceam treaba jos, să spunem. El muncea toată ziua până noaptea târziu. Uneori nopțile nu dormea și dormea dimineața până la prânz și noi știam să respectăm chestia asta. Mânca mesele, nu le luam niciodată împreună pentru că el avea programul lui, pleca când avea treabă, mânca când putea, mergea la televiziuni. Weekendurile de cele mai multe ori le petreceam împreună pentru că stătea acasă. Lunea, de exemplu, era zi de ieșit cu noi. Noi ieșeam lunea, în fiecare luni după masa, ieșeam cu tata și ne plimbam în Cismigiu. Și ne povestea despre rotunda scriitorilor, despre fiecare în parte, despre cum erau înainte în Cismigiu și așa. Aia mergeam și mâncam, nu știu, mâncam o prăjitură sau mâncam la un fast food, că lui tata îi plăcea și spunea că acolo se mănâncă totul cu mâna și că e o atmosferă relaxată și așa și îi plăcea. Și mergeam și mâncam acolo și apoi mergeam și îl lăsam la Casa Scânteiei, unde lucra. Și pe la 9-10 seara ne întorceam acasă. Și era așa de bine, știam că luna este ziua noastră cu el. Și rest acasă, el era în universul lui, pe care și-l crease sus la etaj. Avea biroul lui, dormitorul lui, se uita la programele care îi plăceau, asculta dimineața când se trezea muzică clasică, apoi citea presa, se apuca, scria și seara ce apucam să mai stăm împreună. Deci seara ne uitam la un film. Dormitorul lui. Da, da, da. Deci universul lui în care nici măcar mama nu putea să intre. Nu, decât atunci când el îi permitea să intre. Că spunea, uite, eu acum mă duc în birou să lucrez, poți să intri aici, să faci curat, să faci treabă, să faci ce ai de făcut.
Nu, cu tata, deci cu tata nu puteai, nu știu, nu puteai să stai să dormi cu el sau să te ții după programul lui, pentru că el avea un program haotic. Acum zicea, uite, eu mă pun să dorm 2 ore. Și după aia se trezea și zicea, eu vreau să mănânc. Nu puteai să ții pasul cu el. Că tu, na, ai o altă rutină, ai o altă viață. Te trezești dimineața, mănânci, pleci la muncă. Nu, la el nu era așa. El, de exemplu, nu știu, venea seara la 10 acasă, mânca, după aia se punea la televizor, după aia se punea și lucra. Și mama stătea după el toată noapte. Pentru că zicea, uite, nu știu, ajută-mă cu nu știu ce, caută-mă nu știu ce carte, caută-mă nu știu ce material, habar n-am. Și nu puteai să faci. Iar el dimineața la ora 6 se punea și dormea. Până la 10, 11, 12. Și până atunci trebuia să fie liniște, pentru că nu știam că alea erau orele lui de somn. Erau singurele pe care le avea. Dormea foarte puțin. Aș vrea să creionăm un pic pe mama ta. S-a scris mult despre ea. S-a spus că și-ar fi dedicat viața acestei familii. Da. Lui. Că da, s-ar fi pus în slujba lui. Tu cum o vezi pe mama? Așa a fost. Mama a renunțat la serviciu. Mama a fost asistentă de stomatologie până când s-a căsătorit cu tata. De fapt, nu, până în 89. Și când m-a născut pe mine în 90, tata i-a spus să renunțe la muncă. Pentru că el urma să devină parlamentar, intrase în politică, inițiase revista România Mare și a zis, eu am nevoie de tine acasă, stai, mă ajuți pe mine, crești copii. Și acum când mă gândesc în urmă și ea, când se gândește, mama n-ar mai fi putut să mai muncească, la cât de, nu știu, la cât de mult cerea tata de la ea. Adică mama a ținut toată casa. Atâția ani de zile până a murit el, 25 de ani, mama a ținut toată casa în palmele ei, mama știa tot. Mama gătea, mama făcea curat, mama avea grijă de copii, mama l-a ajutat pe el, îi căuta materiale, cărți, făcea copii, xerox, deci mama făcea tot pentru el. Ca să nu mai spun că îi crea acest cadru ca el să fie ceea ce vedeați voi la televizor. Să fie frumos aranjat, cu haine călcate, cu cravate, cu tot ce vedeți voi, cu toate materialele la el. El habar n-avea, zicea, pune în servietă nu știu ce și mama îi punea și el numai să le găsească. Trebuia să-i duci totul la nas, să le aibă pe toate făcute pentru că el avea atâtea pe cap, încât nu stătea să se mai ocupe și de chestii organizatorice. Mama a ținut toată casa. Și într-adevăr, când tata a murit, pentru ea a fost cel mai greu. Cel mai greu și în continuare e cel mai greu pentru ea. Pentru că mama nu înțelege, nici acum, de ce tata ne-a făcut asta. Nu înțelege și an la rând se ducea la el la mormânt și îl întreba de ce ai plecat. Și a zis, mama, nu-l mai întreba că el nu a vrut să plece. Lidia, nu i-a fost greu să trăiască în atâtea reguli, să facă atât de multe pentru el? De ce a făcut-o? Ai iubit cu ea? Pentru că l-a iubit foarte mult, pentru că tata a fost totul pentru ea și pentru că a avut familia pe care și-a dorit-o. Și pentru că, într-adevăr, tata era omul care oferea foarte mult, nu material neapărat, dar ne oferea, nu știu, siguranță, încredere, protecție. Și atunci, chiar dacă pe partea asta la altă ești foarte, nu știu, e o presiune foarte mare pe tine, pe de cealaltă parte ai și cadrul în care să poți să faci chestia asta. Adică tata i-a oferit acest cadru. O familie, o casă, liniștea ca să poată să facă chestiile astea. Dar iubire mai exista între ei? Iubire, da, bineînțeles. Eu cred că, și chiar și eu la vârsta asta cred, că iubirea, pe măsură ce trec anii, se transformă. Adică se transformă într-o alt fel de iubire. Nu cred că oameni la 60 de ani se mai iubesc cum se iubesc tinerii la 20. Adică că mai putem vorbi de același gen de iubire. Dar ei aveau iubirea asta care trecuse testul acesta al timpului. Au fost căsătoriți 30 de ani. Deci, iubirea a existat, cu siguranță a existat. Lidia, când ați început voi, ca familie, să înțelegeți că ceva, din punct de vedere al sănătății, se întâmplă cu tata?
În 2012, când tata a fost internat cu un edem pulmonar. Și știu că atunci am mers la spital cu greu, pentru că el tot timpul refuza să meargă la spital. Minimiza. Da, minimiza totul și zicea că el este bine, că n-are nimic, nu voia să afle presa, ca nu cumva în opinia publică cineva să spună, ia uite, are și el o hibă, sănătate. Nu e chiar așa de puternic cum credeam. La asta se gândea. Și nu voia să... Ca să asta se știrbească din imagine. Exact, din imagine, din putere. Și atunci am ajuns cu el la spital, știu, și a stat internat 4 zile și a ieșit sub semnătură. Ați venit și m-au luat acasă, că eu nu mai stau aici. Păi cum, că nu trebuie să ieși acum, nu contează, eu plec acasă. Și l-am luat, țin minte și acum, că eu îl țineam așa, îmi pusese mâna peste umăr, așa, și l-am dus pac-pac până la mașină, eram cu mama și l-am dus acasă. Și acasă știu și acum că era atât de slăbit atunci, încât stăteam nopțile, noi avem baia lângă scară, stăteam nopțile, ori eu, ori mama, ori șorme, stăteam pe scară acolo, pe prima treaptă, ca nu cumva atunci când se duce la baie să mi se facă rău să cadă pe scări. Atât de rău se simțea. Dar a plecat acasă cu tratament, bineînțeles, și în decurs de o lună și ceva de zile s-a pus pe picioare. Dar măcar a avut liniștea, că asta era foarte important pentru el, că a avut liniștea că era la el acasă. Și de asta s-a și întâmplat ce s-a întâmplat în 2015, pentru că el în 2012 a refuzat să-și pună stent, a refuzat să-și facă o coronarografie. Din același motiv? Din același motiv, da. Să nu afle lumea care... Să nu afle presa, să nu... Și presa aflase atunci și îl sunau. Și asta l-a făcut să iasă din spital. A zis, uite, a aflat presa, eu vreau să plec acasă. Și în 2015, când a murit, lui fusese rău de câteva zile înainte și a refuzat să meargă la spital. El a mers la spital în ultimul moment. În ultima secundă aproape a mers. Își dorea pentru el această imagine perfectă? Da. Da. El trebuia să fie perfect din toate punctele de vedere. Imagine, nu știu, ca aparență, da? Ca personalitate, ca personalitate, nu știu, ca și ca ceea ce emana el, da? Și din punct de vedere fizic. Totdeauna, adică... Să nu fie vulnerabil. Să nu fie vulnerabil din niciun punct de vedere. Se ții minte și acum că mergeam în concediu la munte și îl întrebam, dar de ce ții atâtea costume, atâtea cravate, că mergem în concediu? Și a zis, pentru că oamenii trebuie să mă vadă elegant, tot timpul. Eu trebuie să fiu elegant, trebuie să arăt bine, trebuie să fiu cum mă văd oamenii la televizor. Dar înțelegea că îmbătrânește? Nu, nu există. Deci nu există așa ceva. La el cuvântul a îmbătrânit nu există. Nu exista, pur și simplu. Deci tata a refuzat toată viața să îmbătrânească. Dacă vedea pe cineva, nu știu, zicea, uite, nu știu, un bătrân la 70 de ani. Și ziceai, uite, are 70 de ani. Ah, parcă nu e chiar așa bătrân, că și el se apropia de 70. Deci nu accepta niciodată ideea de a îmbătrâni. Nu accepta nici măcar ideea de a-i se... L-a întrebat cineva, ce o să faceți când o să vă spună nepotul, nepoata dumneavoastră, bunic? Și a zis, nu, eu nu o să ajung să fiu bunic niciodată. Pentru că pentru el a fi bunic era egal cu a fi bătrân. Și cred că pentru el bătrânețea era sinonimă cu vulnerabilitate. Eu cred că Dumnezeu l-a luat pe el la momentul potrivit pentru el. Pentru noi niciodată n-ar fi fost momentul potrivit. Dar pentru el? Dar pentru el cred că da. Și eu am simțit chestia asta în lunile și chiar în anii de după moartea lui. Că el, chiar dacă nu mai e cu noi aici fizic, e cu noi din alt punct de vedere. Nu știu, sufletesc, nu știu cum să zic, ca spirit, nu știu cum să-ți explic. Dar este. Că eu simt prezența. De multe ori, nu întotdeauna, dar de multe ori eu simt. Și știu că este cu mine, chiar dacă nu mai e aici pe pământ fizic, el e cu mine, dar într-un mod mult mai, o să folosesc un cuvânt, dar nu știu dacă o să-l înțelegi, mult mai aerat. Îl înțeleg. E ca o boare, așa. Ca o boare liniștită, așa, fresh.
Și care poate să ofere mult mai mult decât oferea el fizic. Și de foarte multe ori, în momente cheie pentru noi, a fost lângă noi după ce a murit. Știu pentru că l-am visat și știu pentru că l-am simțit. V-a ascuns întotdeauna cum se simte, nu vorbea despre cum se simte, refuza să vorbească despre cum se simte. Dar faptul că banii au început să nu mai vină și că problemele financiare începuseră să apară, le ținea tot pentru el? Asta da. Adică dacă din punct de vedere al sănătății mai... Noi știam că avea diabet, știam că avea probleme cu inima, știam că ia medicamente, știam lucrurile astea și știam și că are încăpățânarea asta de a merge la doctor. Dar din punct de vedere al banilor, într-adevăr, din 2008, de când el n-a mai intrat în Parlamentul României, lucrurile au început să meargă rău pentru noi, pentru că tata niciodată nu a strâns un leu. Tot ce a câștigat a dat. Pe programe umanitare, pe ajutorarea, de exemplu, a câinilor vagabonzi, hrănirea lor. Hrănea câinii din tot Bucureștiul, avea un adăpost de căței. Făcea programe umanitare pentru orfanii Revoluției, pentru bătrâni. Toți banii pe care el îi câștiga îi dădea. Și în momentul în care n-a mai intrat în Parlamentul României, noi eram pe zero. Adică n-a mai intrat salariul lui, nu mai aveam un leu. Apoi peste un an a intrat în Parlamentul European. Și v-ați reglat. Și ne-am reglat în sensul că aveam un venit sigur pe lună. Dar și acolo, tot așa, tot ce câștiga, dădea. De exemplu, în Parlamentul European, fiecare europarlamentar avea dreptul atunci, acum nu știu dacă îl mai are, pe cheltuiala lui să ducă câte un grup de 50 de persoane să viziteze acolo, la Bruxelles, Belgia, să viziteze. E, tata îi trimitea peste tot. Și le arătau la Waterloo, pentru că el punea foarte mult accent și pe traseul ăsta istoric. Și atunci n-a strâns niciun leu. Niciun ban nu a strâns. În momentul în care n-a mai intrat nici în Parlamentul European, am rămas cu revistele. Aveam Tricolorul și România Mare. În momentul în care el a murit și eu am încheiat cu Tricolorul, era Cotidian, aveam la tipografie o datorie de 50.000 de lei. Eu nu știam de ea. Habar n-aveam. Dar nu știa nimeni. Salariile la fel, le plătea din buzunarul lui, tot. Adică oamenii care ne-au judecat atunci, mulți oameni ne-au judecat atunci și au spus, uite, domne, fata asta zice că n-are bani. Da, are un pantof bun sau are o geantă mai bună. Da, pentru că tata toată viața ne-a oferit ce ne-am dorit în limitele bunului simț. Noi niciodată nu am fost, nu știu, pungă spartă, pentru că n-am avut de unde. Dar în momentul în care el a murit și toate datoriile astea au venit peste noi și ne-am trezit cu un adăpost de 100 de câini cu care nu știam ce să facem, că proprietarul ne dădea afară. Și nu aveam cum să-l întreținem. Nu mai aveam bani să plătim oamenii de acolo care aveau grijă de căței. Nu aveam bani să plătim tipografia. Revista România Mare, am zis, ok, eu o țin, dar cum fac să o țin? Când dăduse salariile cu câteva zile în urmă, ăsta a fost norocul meu. Câteva zile în urmă să moară, înainte să moară, el dăduse salariile. Și am zis, mă, hai să mai țin o lună, să văd cum o fi. Și facem acum 8 ani. De când a murit el și noi nu ne-am întrerupt activitatea. De unde făcea rost de bani? A fost întotdeauna iubitor de artă și de istorie. Și a avut cărți vechi, a avut și tablouri, a avut autografele acelea celebre pe care le-a expus în toată țara. Și am început să vindem din ele. Mulți au spus, domnule tate, ce vindeți din ele? Vând averea tribunului. Nu, n-am vândut averea tribunului. Dar din moment ce avem aceste obiecte de artă, iar noi nu ne putem gospodări pentru a ne achita datoriile și pentru a trăi, de ce să stau cu niște obiecte de artă care la mine nu pe vor care fi... care nu vi le permite. Exact, și care la mine nu vor fi valorificate. Adică eu pot să stau cu un autograf Napoleon în casă, am avut 4 autografe Napoleon, pot să stau cu un autograf Napoleon în casă și să stea acolo în bibliotecă și să mă uit la el. Nu e valorificat cu nimic. Eu cred, sincer, că am făcut un mare bine că le-am vândut. Au ajuns la oameni care le valorifică și cărțile vechi. Și în felul ăsta am reușit și noi să ieșim din unele probleme. Dar el cum făcea rost de bani? Așa, vânzând. Din și ce el la avea... fel? Da, normal, da.
vânzând din ce mai avea. Dar voi acasă vă spunea că nu mai sunt bani? Sau voi simțeați că nu mai sunt bani? Noi vedeam că nu sunt. Vedeam că nu sunt. Dar el trata lucrul ăsta cu o mare lejeritate. Adică zicea, nu sunt, dar lasă că face tata rost. Lasă că face tata rost. Cum făcea rost tata? Asta, vânzând. Și vedeam că veneau oameni, deci pe mine m-a pregătit. Veneau oameni să vadă cărți vechi, să vadă, nu știu, icoane, tablouri, ce avea el, autografele acestea. Și eu le știam rostul la fiecare. Le aranjasem așa frumos, erau sute. Le aranjasem frumos așa și știam. Și îmi zicea, Lidioara, adu-mi autograful lui Cutărică sau adu-mi Biblia de nu știu unde. Și eu veneam și le aduceam și știam de ele. Și așa mai vindea câte una, câte una. Și mai aveam și așa am ținut-o câțiva ani, cred. Lidia, ca și copil, tu ai crescut cu imaginea unui Vadim Tudor extrem de puternic, cu gardă de corp, omul care aproape a ajuns președintele României. Când ai văzut un pic din decăderea lui, ai suferit alături de el? Da, pentru că nu știam cum să-l scot din starea asta. Nici eu, nici mama, nici sora mea, dar sora mea era prea mică atunci. De exemplu, în 2008, când am mai intrat în Parlamentul României, știu că a stat o lună, a stat închis la el în cameră. Cred că aia a fost cea mai mare lovitură pentru el. Și nu știam ce să facem, cum să facem să-l scoatem din starea asta. De puține ori l-am văzut atât de deprimat. L-am mai văzut așa deprimat, de exemplu, când a murit Adrian Păunescu. La fel. Și am zis, ce facem? Ce facem cu el? Că e atât de deprimat că nu putem să facem nimic. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, și tata e om. Și că și tata are voie să aibă momente de genul ăsta. Dar niciodată nu ne-am simțit noi în pericol, pentru că noi știam că tata o să își revină și că o să fie în continuare foarte puternic. Nu ni-l închipuiam altfel. Aș vrea să mergem cu 24 de ore înainte de ziua când a murit. Ce s-a întâmplat? Cred că trebuie să mergem cu puțin mai multe ore înainte. Cu câte ore mergem înapoi? Păi, tata a murit luni, pe 14 septembrie. Și ar trebui să mergem joi. Joi mergem. Ce s-a întâmplat joi? Joi a mers la... Știu că a mers tot așa, la Tricolorul, că mergeam fiecare zi, la Casa Scânteii. A mers să-și facă ziarul. Și când s-a întors noaptea acasă, a mâncat și noaptea i s-a făcut rău. Și mama i-a zis că, uite, ar trebui să mergem la spital, că avea dureri în piept, nu se simțea bine. Mama spune că probabil atunci ar fi făcut un preinfart. Și a refuzat să meargă. Și a revenit a doua zi, vineri. A dus-o cum a dus-o, a mers tot așa la birou. Sâmbătă a mers la un spectacol la Corul Armatei Roșii, care cânta la sală la radio seara, și la prânz avea birou permanent al partidului. Și ne-a sunat cineva și ne-a spus că arată rău la față. Ne-a zis, nu arată bine, n-are o culoare bună la față. Ce-i cu domnul președinte? Și noi, văzându-l non-stop, nu ne-am dat seama, că nu-ți dai seama când vezi un om tot timpul, parcă nu-ți dai seama așa, măcar fi ceva schimbat, dar într-adevăr știam că nu se simte bine și i-am zis să nu meargă. Și a zis că nu, e birou permanent, cum să-i las eu pe aia să-și facă de cap acolo? Eu mă duc. Și am zis, n-am știut ce să zicem. Nu că n-are o culoare bună, nu e ok. Noaptea s-a dus, seara s-a dus aici la concert și a doua zi, duminică, a stat în casă toată ziua. Noaptea de duminică spre luni, a scris Săptămâna pe scurt. E rubrica lui celebră din România Mare. A scris Săptămâna pe scurt și la 6 dimineața, l-am făcut să-mi promită că săptămâna următoare merge la doctor. Să rog, promitem că mergem la doctor. Nu află nimeni, nu trebuie să afle nimeni. Ai cardiologul tău, mergi cu mine, dacă vrei, spune că mergi pentru mine. Nu contează. Și mama s-a chinuit cu el, tot așa, să-i promită. Și i-a zis, bine, mergem, dar nu merge mâine, adică luni, pentru că muncesc mult lunea. Lunea termina România Mare, o dădea la tipar și, într-adevăr, era o zi foarte grea.
Și a zis, nu, mergem marți. Și a zis, ok. S-a trezit la 6 dimineața, m-a trezit mama și mi-a zis, trezește-te că uite, tata vrea să meargă la doctor. Și a zis, wow, în sfârșit. În sfârșit vrea să meargă, dar de ce la ora asta? Și când m-a dus la el în cameră, el era la geam, cu geamul larg deschis și nu putea să respire. Și m-a pus să-l cobor treptele de la etaj în sufragerie. Sunase smurdu, să vină smurdu să-l ia, pentru că nu mai putea să mai respire. Deci nu mai pot să mai respire, n-am aer, n-am aer și o să mor. Și l-am coborât pe brațe, eu singură, cât timp s-a îmbrăcat mama, s-a pregătit, l-am coborât pe brațe, l-am lăsat jos în sufragerie pe fotoliu și a zis, mă duc repede să mă îmbrac. Și a zis, du-te că vine salvarea, acum trebuie să vină salvarea. Venise șoferul să o ducă pe sora mea la școală. Și când l-am văzut în starea asta, am zis, numai, hai să ne urcăm în mașină, să plecăm noi la spital. Pe cine-i sunat de nu mai vin odată? Și a zis, am sunat la smurd și va veni. Nu există, hai să ne urcăm în mașină să plecăm. Ia să tragem mașina în fața porții, că plecăm acum la spital. În momentul în care l-am luat tot pe brațe și l-am dus la mașină, s-a pus în catul ușii de la intrare și a zis, mama, asta e ultima mea zi, eu astăzi vin la tine. Și eu țineam poarta deschisă și am zis, termină, încetează cu prostiile. I-a zis și mama, nu mai vorbi așa, nu mai vorbi, hai să mergem la spital mai repede. Și când am ajuns la colțul străzii, a venit smurdul. Bine că nu l-am urcat în salvare, că nu mai apuca. Nu mai apucam să mai ajungem cu el la spital. Și tot drumul până la spital, eu stăteam în spatele lui, mama, și eu stăteam în față și îl țineam de mână. Păi era pornit, aerul condiționat, toate geamurile deschise. Nu pot să respir, nu pot să respir, mor. Eu astăzi mă duc și știu că i-am scris verișoarei mele. Și am zis, tata, este foarte rău, e foarte rău, mergem cu el la spital. Și ea nu m-a crezut. Aia, nu se poate, cum să fie Cornel așa, nu există așa ceva. Și am zis, ba da, o să vezi că așa este. E rău, mergem cu el la spital. Și când au ajuns cu el la spital, l-au așezat pe un scaun din acela cu rotile și l-au dus în camera de resuscitări. Și ultima oară când l-am văzut mișcându-se, a fost când l-au ridicat în fund să-i rupă tricoul. Și l-am văzut picând pe pat. Și am stat acolo la urgențe. Au venit toți doctorii din lume. Toți. Deci nu am văzut niciodată atâția doctori pentru un singur om. Și în momentul în care l-au scos de acolo, era intubat. Deci domnul general Țintoiu, care a fost doctorul lui și care e și doctorul mamei și doctorul meu, ne-a zis că știți, nu trebuie să-l vedeți așa, o să-l ducem sus. Și a zis, dar ce se întâmplă cu el? Și a zis, nu-i nimic, o să fie bine, o să vedeți. Ne ducem cu el să-l ducem sus într-un salon. Dar eu l-am văzut că e intubat și știam ce înseamnă asta. Dar m-am gândit că poate l-au adormit să-l liniștească. Nu știu, m-am gândit la altceva. Și ne-am dus sus și am stat acolo la ușa de la terapie intensivă până la prânz. Mama i-a chemat toți frații, eu am aranjat la revistă, le-am spus, uitați, el nu o să vină astăzi, că nu se simte bine, am venit până la spital și i-am chemat frații să vină să-l vadă, că le-am spus că e în spital, dar nu ne-am închipuit niciodată că așa ceva se va întâmpla. Și spre după masă ne-au lăsat să intrăm la el. Și ne-am dat seama că e ok. Ne-au spus că a făcut 22 de stopuri cardiace, ne-au spus că a intrat în moarte cerebrală. Și am zis, cum a intrat în moarte cerebrală? Că tot ceea ce stocase creierul lui nu mai e. S-a dus și a zis, dacă va supraviețui, va rămâne o legumă. Și am zis, nu se poate. Nici nu mă gândeam, nici măcar nu mă gândeam, parcă trăiam un film. Și am stat acolo până la 6 seara. Când mătușii mea și cuvară mi-au zis, mergem acasă să facem niște sandwich-uri. Să aducem, să stăm aici. Ne puseseră la dispoziție o sală de așteptare, să putem să stăm acolo, mergeam, puteam să intrăm la el cu rândul și am intrat și eu și mama și făceam masaj la picioare. A intrat verișoara mea, s-a rugat pentru el de multe ori. Și îi făceam masaj la mâini, la picioare și doctorii ne explicau ce îi fac și cum îi fac și ce aparatură i-au pus și toate chestiile astea pe care oricum nu le înțelegeam. Dar oamenii ne explicau ca noi să înțelegem că se face într-adevăr tot ceea ce se poate pentru el. Și la 6:25 doctorul a intrat în sala aceea unde eram
cine a zis, știți, ne pare rău, dar nu am mai putut să mai facem nimic. Și din momentul ăla, efectiv, filmul în viața mea s-a rupt. Mama știu că a intrat la el. Adică mama, eu nu știu cum a trăit mama chestia asta, pentru că eu nu mai eram acolo mental, eu nu mai eram acolo. Dar știu că am sunat-o pe sora mea și i-am zis, Jenny, uite, zic, trebuie să spun ceva. Și mi-a zis să nu-mi spui că a murit. Am sunat-o pe doamna care lucrează la noi de 28 de ani. Vai de mine cum a făcut. Și după aia m-am dus în curtea spitalului, unde toți oamenii existenți acolo mi-au băgat calmante pe gât. Pentru că eu eram ieșită de sub control total. Eu nu știam ce se întâmplă cu mine și cu viața mea. Și afară, la câțiva metri de mine, erau tone de presă. Presă, sute de ziariști. N-am fost așa ceva în viața mea. Dar eu nici nu știam ce să le spun. Că eu nu conștientizam ce s-a întâmplat. Și am zis, hai să mergem acasă, să vedem ce e de făcut. Dar tot ce a urmat după a fost... Nu știu, a fost ca o chestie, ce a fost ca un film pe care eu, adică în care eu am jucat, dar pe care eu nu l-am trăit. Și nici mama și nici sora mea. A început să vină lume și am început să vedem, să vorbim cu ce facem, unde îl ducem, cum toate chestiile astea. Dar eu nu știam că e vorba despre tata. Că eu mă închipuiam că tata e undeva plecat în străinătate, cum a fost de atâtea ori. Și că o să se întoarcă și când o să vină, o să găsească că am rezolvat totul și că e totul bine. Când ați conștientizat că a murit? Primul șoc a fost la 40 de zile, când am făcut curat la mormânt. Cum se face? Se dau toate coroanele jos, ofilite și se face curat. Atunci am văzut numele pe cruce. Și am zis, aolo. Deci care e faza? De ce? Ce face numele lui pe cruce? Dar m-am scuturat și nu m-am gândit. Deci mergeam în fiecare zi la el la mormânt. Dar noi pe vremea aia aveam telefon fix acasă, el ne suna pe fix. Și în fiecare seară când suna telefonul fix, tresăream. Oh, ne sună tata. Eu mă gândeam, mă și gândeam... Păi, totuși a trecut destul timp, ar trebui să se întoarcă. Ce-i cu el de nu mai vin odată? Așa ne gândeam. Deci mergeam zilnic la el la mormânt. Eu nu știu, știu că mult, toată lumea trece prin șocul ăsta la un moment dat. Dar fiecare îl trăiește diferit. Noi așa l-am trăit. După aceea, când ne-am făcut parastasul de 6 luni, tot așa eram în biserică și am zis, asta se face pentru oamenii care au murit. Oare el chiar a murit? Eu chiar așa mă gândeam, zic, oare el chiar nu mai e și nu o să mai vină niciodată? Și am început să-l visez. Și atunci nu mi-am dat seama că el e mort. Știu că unii poate o să mă creadă nebună, dar nu-s nebună, eu așa am trăit. Nu mi-am dat seama că el e mort, am zis că e plecat undeva. Nu știam unde și nu voiam să zic că e mort. Deci nu voiam să pronunț cuvântul ăsta nici să consider asta. E undeva plecat și eu îl visez. Și el în vis vorbea cu mine ca și cum ar fi trăit totul cu mine pe pământ. Adică... Și am zis, cum e posibil așa ceva? Nu știu să zic când am conștientizat. Cred că după vreo 2-3 ani am zis, da mă, uite, tata chiar a murit. Chiar nu o să se mai întoarcă. Tu a trebuit să preiei frâiele familiei? Vorbeam ceva mai devreme despre faptul că ai învățat să gestionezi ceea ce a lăsat tata. Ai învățat să umpli golurile, să vinzi, să cumperi. Sunteți ok acum, ca familie? Da, suntem ok. Noi nu ne-am plâns niciodată de, nu știu, de traiul nostru de zi cu zi. N-am spus niciodată, uite, domne, n-avem ce mânca, n-avem cu ce să ne plătim facturile, n-avem, nu, l-am mâniat pe Dumnezeu să spunem. Avem un venit, mama are o pensie. Da, într-adevăr, și pe noi ne copleșesc. Pentru că nu ducem, ne copleșesc prețurile, facturile. Că nu ducem o viață, nu știu, peste medie, da, să spun.
Dar la mânia pe Dumnezeu să spunem că o ducem rău sau că ne chinuim de pe zi pe alta, nu. Mulțumim lui Dumnezeu, avem un venit sigur, avem revista, avem pensia mamei, muncim, suntem ok. Multă lume a interpretat greșit multă vreme chestia asta și au spus... Ce au spus? Domne. Păi au spus, uite, domne, ale lui Vadim vând ce a avut el prin casă. De ce fac chestia asta? Că vor ele să nu știu ce. Nu, domne, am vrut doar să ne plătim datoriile. Am avut multe datorii. Ultimul proces ni s-a încheiat acum câteva luni. Și mai avem încă unul pe care îl ducem de 11 ani. Sunt procese, de fapt, indentate de oameni pe care i-a denigrat exact. În vieții lui Vadim. Pe unii chiar nu i-a denigrat. Dar, acuzații de denigrare. Da, au fost acuzații de denigrare, da. Pe care voi acum vă luptați în instanță. Da, ne-am luptat multă vreme. Deci mai avem un proces pe care îl ducem de 11 ani cu o persoană care redeschide acest proces în fiecare an. Și deja mai s-au zis, știți ce? Aia e, dacă o să trebuiască să-l ducem toată viața așa, îl ducem toată viața. Am avut multe, multe procese și am plătit datorii. Nu știu, cred că am plătit datorii de peste 100.000 de euro. Multe datorii am plătit. Dar datorii, cum să spun, nu făcute cu voia lui ca să ne lase îndatorate, ci de pe urma unor procese, într-adevăr, sau de pe urma, nu știu cum a fost, datoria la adăpostul de căței, datoria la tipografie. Au fost datorii care au trebuit să fie plătite pentru a putea închide niște capitole, pentru că altfel nu puteam să mergem mai departe târându-le după noi. Și atunci, într-adevăr, dacă trebuie să plătești și datorii și să și trăiești pe lângă, normal că nu o duci bine, nu? Și asta nu înseamnă că nu muncim sau că stăm toată ziua cu burta la soare și nu facem nimic. Nu! Ci că este greu să ții pasul. Pentru că noi nu am pornit după moartea lui tata de la zero. Am zis, domnule, a murit tata, acum hai să vedem ce facem cu viața noastră. Ne apucăm, muncim și ne întreținem. Nu! Noi ne-au venit toate din urmă. Toate, toate. Ca și concluzie, ați învățat să trăiți în afara coliviei de aur a lui Vadim Tudor? Da. Da, am învățat. Am învățat și ne-au ajutat foarte mult și oamenii care l-au iubit și care l-au apreciat. Și așa cum ți-am zis, mulțumesc Dumnezeu că niciodată n-am întâlnit o reacție negativă. Niciodată. Dar toți oamenii îl au încă viu în memorie. Și chestia asta ne ajută în continuare să înțelegem că nu mai suntem în colivia aceea a protecției lui, dar că trăim sub umbrela acestui nume pe care trebuie să-l onorăm. Asta este o misiune pe care noi o avem și alte fete nu o au. Sau poate că nu o conștientizează, sau poate că nu le pasă. Da, domne, uite, eu am numele ăsta, asta e. Mama, tata nu mai sunt, eu îmi văd de viața mea. Nu, la noi nu e așa. Eu am această obligație morală de a duce numele tatălui meu mai departe și de a face tot ceea ce pot eu ca el să rămână viu în memoria oamenilor. Și mulțumesc Dumnezeu, nici nu fac un mare efort. Pentru că tata ne-a educat în așa fel încât să fim plăcute, să fim modeste, că suntem. Și el și-a lăsat singur acest nume. El singur și l-a construit și și l-a lăsat în așa fel încât să nu ducem o muncă foarte grea. Lidia Vadim Tudor, îți mulțumim mult. Și eu mulțumesc. Pentru prezența la În Oglindă. Când vedeți acest interviu, amintiți-vă de cel care a fost Vadim Tudor, dacă îl vedeți pe TikTok sau Instagram, ascultați mărturiile fiicei și o să vedeți cine a fost acest personaj pe care îl vedeți peste tot acum în social media. A fost un om care cumva a marcat istoria României și era cât pe ce să devină președintele acestei țări. Vă mulțumesc că a stat în oglindă.